aflu în opoziția internă, am discuții fierbinți cu unii colegi din partid și eu mereu le spun că trebuie să fim foarte atenți cu vocea poporului. Declarația a fost făcută la o emisiune TV de președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov. Cu toate acestea, democratul a lăsat să se înțeleagă că actuala guvernare nu va pleca până la următoarele alegeri legislative. Toate țările democratice au trecut prin haos și proteste până au ajuns la normalitate. Acum noi, cei de la guvernare, trebuie să vedem cum putem îndrepta lucrurile, a mai precizat Diacov. Invitatul de astăzi din cadrul emisiunii Vineri cu Anatolie Golea va fi liderul partidului nostru și primarul de Bălți, Renato Usatăi. Discuțiile se vor axa pe proteste, locul și rolul acestora, dar și alte probleme stringente pentru țara noastră. Întrebările pentru invitat, dar și moderator pot fi expediate pe adresa golea@rtr.md. Vizită neașteptată în orășelul de corturi dislocat de socialistul Igor Dodon și liderul partidului nostru Renato Usatăi în fața Parlamentului. De dimineață acolo a apărut președintele PLE Mihai Ghimpu, care a și făcut poze cu Usatăi, dar și socialistul Grigore Novac. Usatăi a scris pe o rețea de socializare ironic că a discutat cu Ghimpu despre ieșirea din AIE3 a încă unui deputat. Astăzi a început examinarea în instanța chestiunii privind cine are dreptul să protesteze în fața legislativului, PSRM sau Platforma Da. Or, acest fapt a trezit anterior dispute aprinse. Renumita interpretă din Ucraina, Ani Lorac, va încânta din nou fanii din Moldova. Artista, care a venit pentru a doua oară în țara noastră, a declarat joi în exclusivitate pentru RTR Moldova că este nerăbdătoare să presteze un spectacol extraordinar pentru publicul de la Chișinău. Show-ul artistei este apreciat ca fiind cel mai bun din tot spațiul ex-sovietic. Concertul live va începe astăzi la ora 19 la Palatul Național din Capitală. Postul RTR Moldova este partenerul media al evenimentului. O întâlnire crucială dintre președintele Statelor Unite Barack Obama și liderul de la Kremlin Vladimir Putin va avea loc săptămâna viitoare la New York. Cei doi lideri vor avea o întrevedere bilaterală luni după amiază în timpul sesiunii de 3 zile a Adunării Generale a ONU. Informația a fost confirmată și de către Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru un euro a urcat cu 29 de bani și costă 22,66 lei. Dolarul american are mai mult cu 14 bani și valorează 20,18 lei. Cu 7 bani mai mult are și leul românesc, cotat cu 5,13 lei. Prețul pentru hrivna ucraineană a adăugat un ban și costă 0,94 lei, iar cel pentru rubla rusească a rămas la cotația de 0,30 lei.